Florin Stoinescu, mare pictor, mare iubitor de frumusețe, și îl rugăm să spună ceva de prietenie, de dragoste. Vă mulțumesc. Eu nu sunt un rostuitor, sunt pictor, artist vizual și drept pentru care o să-mi fie mai greu să mă exprim în cuvinte, de, având un text pregătit, am să încerc să fac un portret Petru Solonaru din culorile sufletului meu. Și o să încep prin a evoca nașterea domniei sale. Excelențele dumneavoastră, doamnelor și domnilor, așa cum am auzit cu toții, Petru Solonaru este născut ceva mai încolo. Când noaptea se frământă spre a îngenunchea luminii, în prag de solstițiu, pe 20 iunie. E un prilej de a sublinia această zi, pentru că Petru Solonaru, precum noaptea în genunchi în lupta cu lumina și profanul din el a îngenunchiat în fața luminii lăuntrice, rostuitoare a sevei cuvântului, poeziei, care țâșnea din el pe vremea când l-am cunoscut, acum vreo 35 de ani, și chiar a lăsat deoparte viața economică, el fiind economist la bază, absolvent de ISE, și fac o paranteză, întrebându-l într-una din seriile noastre bachice, când rostuia sufletul, frământându-l cu buzele, și când explodau versuri din el, întrebându-l de ce nu publică, mi-a spus cu modestie că greutățile vieții și pâinea săracă a poetului nu îl lasă în acele vremuri să se poată desfășura așa cum ar dori. Dar cândva o să se apuce să scrie serios. Și s-a ținut de cuvânt, într-adevăr. Iată-l că de vreo 20 de ani cioplește și șlefuiește în mod serios asupra sinelui lăuntric și ne oferă spre bucuria noastră această poezie încifrată care toată este plină de creație, pentru că permanent observăm că cioplește și șlefuiește fiecare vers, fiecare cuvânt. Și este o adevărată bucurie pentru noi și pentru poezia românească să aplaudăm efortul creator, filozofic, totodată, al lui Petru Solonaru și să-l aplaudăm pentru că promisiunea făcută la tinerețe, iată, și-a îndeplinit-o cu succes, acum la maturitate. Să ne trăiești pe lume.